Așadar, începem cu o serie de 20 de holșuruburi cu diametrul de 8 și lungimea de 50 de mm. O să încerc să le înșurubez la treapta a doua, unul după altul, și să le și deșurubez, să văd în primul rând dacă se încălzește vreun pic motorul. V-am spus că sunt câțiva prieteni de-ai mei care au acest model de mașină și mi-au spus că după un timp, după o lucrare mai solicitantă, se încălzește destul de tare. Asta vreau să testez în primul plan. După care o să trecem și la ceva mai gros. Vreau să văd care este capacitatea ei de putere, unde se oprește, unde nu mai poate. O să dăm și câteva găuri și în lemn și în metal și pe urmă la final o să tragem o concluzie sau două despre cât este de bună această mașină. Hai să-i dăm drumul la test. S-a încălzit un pic, se simte aici în zona unde sunt perile colectoare, s-a încălzit așa un pic plasticul și un miros așa ușor de plastic încălzit, nu este foarte grav, zona asta aici la angrenaje toată este destul de rece, aici în spate la colector unde freacă perile, acolo s-a încălzit un pic. Ați văzut, i-am băgat 20 de holșuruburi din astea, sunt destul de groase și solicitante. Numai la treapta a doua le-am băgat. Spuneam că la treapta a doua are 1900 de rotații pe minut. Vreau să, tocmai de asta, să-i dau rotații cât mai mari ca să o forțez. Le-am înșurubat, le-am deșurubat și s-a încălzit un pic. Nimic grav, să zic așa. Destul de normal la sculele astea cu cărbun. Asta se întâmplă atunci când freacă perile pe colector și se încălzește. Este normal. Hai să trecem și la, aș vrea să încerc să dau o gaură cu o freză, să vedem ce freză găsesc, cea mai lată pe care o am. Dăm o gaură sau două, după care o să găurim și ceva metal ca să vedem și acolo cum se descurcă cu un burghiu un pic mai gros. Și cam asta e, bănuiesc că alte teste nu așteptați nici voi de la ea. Pentru asta este gândită, pentru înșurubat în special, pentru găurit. Și o să vedem cum se comportă. Ok, haideți să vedem cu o freză, cu un burghiu cu cap plat de la Hitachi de 25. O să încercăm să găurim aici undeva. Vedeți că lemnul ăsta l-am tot testat, l-am tot folosit pe la diferitele mele teste. Nu prea mai găsesc locul unde să găuresc, dar o să încercăm aici să vedem. Cât de repede putem să dăm această gaură. Start! Am dat în ceva. Nu este nimic acolo care să mă țină. Hai să mai încercăm una și să vedem, și punem și un cronometru pe display să vedem cam cât de repede dă. Hai să încerc de exemplu aici undeva. Deci 2, 3 și... Da, din păcate mi-a patinat în mandrină, trebuie să o strâng un pic mai bine. Asta o abandonez, hai să încercăm una aici. 2, 3 și... Vedem un pic, mi-a tot patinat de vreo 2 sau 3 ori în mandrină. Este pe hexagon, n-ar trebui să facă chestia asta deloc. Încerc să o strâng mai bine. Deci este strânsă la maxim. Hai încă una.
Să vedem unde să mai dau. Hai să încercăm undeva aici. Hai să încercăm aici. 2, 3 și... Este strânsă la maxim în mandrină. Da, cu toate astea mie îmi... Cred că este dinăuntru, din mecanismele interioare, de aici de undeva. Ați văzut că se mai oprește. Hai să încerc să nu apăs atât de tare pe ea. Dacă ați observat și voi, asta este a patra gaură pe care o dau. La un moment dat, pinioanele nu mai calcă foarte bine între ele și mandrina se oprește cu totul. Inițial am crezut că nu este bine strânsă în cei trei clești ai mandrinei, însă ulterior mi-am dat seama că mandrina rămâne blocată în timp ce eu țin întrerupătorul acționat. Ca atare, mai rămâne blocată câteodată când se îngrădește acolo, când este puțin mai solicitată. Hai să încerc la treapta 1 să văd dacă se comportă la fel. Deși la treapta 1 o să fie un pic mai greu de... Adică o să dureze ceva. La treapta 1 nu s-a mai comportat așa, ca atare cred că atunci când este pe treapta 2 are ceva acolo, probabil sunt un pic distanțate pinioanele între ele sau ceva, pentru că ați văzut și voi cum face. Am făcut destulă mizerie aici, adun un pic mizeria, strângem, urmă încercăm să găurim și ceva metal și probabil ăsta o să fie și ultimul test pe care îl mai fac, pentru că altceva nu am ce să vă demonstrez legat de ea. Încercăm și cu așa ceva. Este un hol șurub de 220 mm în lungime și diametrul de 6 mm. Cap Torx T40, da? Hai să încercăm așa să vedem dacă reușim să-l înșurubăm la viteza 1 cu această mașină. L-a dus fără probleme, poziția mea nu mi-a permis să o țin și foarte bine, era să îndeamâna peste cap. Destul de multă forță, haideți să-l scoatem și afară. Un pic mai greu de făcut operațiunile astea ca să pot să și filmez, să las un cadru destul de bun să-l vedeți și voi. Deci forța ați văzut că are suficientă, chiar nu duce lipsă de forță pe treapta întâi. Dacă poate să duc așa ceva, tot nu știu ce anume vă trebuie vouă mai mult de atât. Hai să vedem un pic și în fier dacă reușim să găurim. Aici am o bucată de rectangulară cu grosimea de 6 mm. Am un burghiu de la Bosch de 5 mm. Hai să vedem dacă reușim să găurim aici. O să încerc cu treapta a doua, chiar dacă turațiile sunt un pic cam mari, dar o să încerc să le controlez eu din întrerupător. Totuși, ca să -mi fie un pic mai ușor, o să încerc să îmi punctez aici o găurică cu punctatorul ăsta de la Wolfcraft. Dacă am și reușit, ok. Hai să vedem.
am reușit până la urmă. Nu e bine să dai nici cu foarte mult spray din ăla de la început. Eu am băgat un pic mult acolo. Nu facilitează foarte bine găurirea dacă este foarte mult. Din fericire s-a evaporat destul de repede și am putut să înaintez. Rectangular este de 6 mm, așa cum v-am spus și mai devreme. Am reușit până la urmă să o găuresc. Nu știu dacă o să folosesc eu asta pentru găurit zi de zi așa ceva, dar pentru teste cred eu că s-a meritat să facem treaba asta. Așadar, acum că ați văzut și testele, câteva opinii ale mele legate de această bormașină. Nu am ce să reproșez, nu are absolut nicio problemă majoră, cu excepția faptului că ați văzut că atunci când am găurit cu burghiul acela lat de la Hitachi, de multe ori când apăsam și dădea un pic de greu, pinioanele de aici dinăuntru nu mai comunicau unul cu altul. Aștept să-mi spuneți, din cei care aveți modelul ăsta de mașină, dacă și voi ați întâmpinat această problemă, dacă vă face și vouă la fel, pentru că nu știu exact care este problema aici și de ce se comportă așa. Dincolo de asta, nu am nicio problemă să îi reproșez. Mie îmi place foarte, foarte mult mașina asta pentru că este foarte ergonomică. Nu mi-aduc aminte să mai fi folosit o mașină de înșurubat și găurit atât de ergonomică ca acest model. Stă foarte bine mâna și pe orizontală și pe verticală, foarte bine echilibrată, destul de compactă, foarte ușor de lucrat cu ea. Nu știu dacă ați văzut, am folosit-o la când am făcut cușca aceea pentru cățelușul Beagle și am fost foarte mulțumit de ea. Deci la treburi mai mărunte se descurcă foarte bine. Nu este o mașină pe care să o folosiți la treburi foarte mari. Pentru asta există modele mai puternice de la Makita și brushless cu care puteți să lucrați fără prea multe griji. Asta este o mașinuță care la cei 240 de lei cât a costat numai corpul pentru gospodărie, pentru ceva lucrări așa obișnuită, dacă vreți ceva mai de tăvăleală, că de asta am luat-o și eu ca să o protejez pe cea de la modelul DDF-484. Eu zic că asta este alegerea ideală. Cei care mai aveți cule de la Makita, care aveți deja acumulatorii ăștia de 18V din gama LXT de la Makita, puteți să luați asta pentru tăvăleală, lucrări mai, nu știu, poate vreți să nu stați așa foarte mult cu grijă ei. Pentru asta am luat-o, pentru asta o recomand și eu. Dacă aveți nevoie de o bormașină din asta prin gospodărie sau ceva, este foarte, foarte bună. Dacă nu o forțați, este alegerea ideală. Aștept și comentariile voastre în secțiunea de comentarii, cei care dețineți acest model și aveți ceva de adăugat la ea, dacă considerați că am omis eu ceva. Eu am încercat să vă dau toate detaliile despre ea, să o testăm, să vedem cum se comportă și cam asta este. Până la clipul viitor. Eu vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!